Iisus a înviat. Adevărat. Excelențele voastre, atâțele voastre, dragi pitești, stimați oaspeți, sunt multe orașe mari și frumoase în lume. Sunt multe orașe mari și frumoase în România. Și după cum dumneavoastră, dragi pitești, știți, iar dumneavoastră, stimați oaspeți, veți constata, Piteștiul este unul dintre ele. Dar noi îl iubim cel mai mult dintre toate. Fiindcă aici existăm, aici ne creștem copiii, aici ne câștigăm pâinea cea de toate zile. Dar mai presus de orice, de aici ne deschidem spre lume. Aici ne primim oaspeții noștri dragi, cu brațele pline de flori, cu orașul pline de flori, cu o simfonie, cu o bucurie a vieții, cu o bucurie a primăverii, cu o bucurie a sufletelor noastre. Cine s-ar fi gândit în urmă cu 33 de ani că peste vreme simfonia va deveni simbolul Piteștiului, de ce nu și al Argeșului, de ce nu și al României? Fiindcă ea, simfonia, este prima manifestare din an în România de acest gen. Dar nu fiindcă este prima, fiindcă este cea mai mare, este cea mai frumoasă. Este rodul unei munci de ani de zi. Eu vreau să le mulțumesc inițiatorilor, celor care cu 33 de ani în urmă puneau bazele, poate fără să gândească la o evoluție așa de bună și de frumoasă a manifestării noastre. Poate fără să se gândească că la leaba, originară din Turcia, pe care a adoptat-o Olanda și a expus-o lumii, va deveni la Pitești simbol. Ne va încăta pe toți. Cu siguranță că nu. Ea a vrut să-și facă treaba. Le mulțumesc celor care au continuat. Și au continuat atât cât au putut. Le mulțumesc tuturor celor care, cu ani de zile în urmă, mi s-au alăturat pentru a duce simfonii de atunci, de la început, noi dimensiuni. I-am adus, iată, acolo dimensiunea educativă. În acești copii minunați. Ia uitați ce frumos! În acești copii minunați, peste 2000 de copii care astăzi au constituit parada florilor și de copii, sunt florile de oameni. Este latura educativă pe care am adăugat-o, importând-o din Olanda. Mulțumim, Olanda! Am importat-o de Altinarul, de acolo de unde este domnul primar. I-am adăugat aceste dimensiuni inițiale, a frumosului, a florilor, a urbanisticii, prima dimensiune. I-am adăugat-o pe cea de-a treia, dimensiunea comercială, cea pe care o vedeți în piața Vasile Vinea și mai încolo în piața primăriei. Este dimensiune care a determinat ca oamenii Piteștiului să planteze, să păstreze în casele lor, în grădinele lor, aceste flori și să ne lase cele pe care le cultivăm noi pe locurile lor. Și nu în ultimul rând, a patra necesară nouă românilor, cu precădere, dimensiunea internațională. Era o dimensiune de care noi aveam nevoie. Și prin prezența tuturor delegații, iată, astăzi, la Pitești și în anii anteriori, am îndeplinit-o. Sunt patru dimensiuni din cele gândite noi, patru corpuri ale lui. Vreau să mulțumesc Bunul Dumnezeu, care iată are grijă de noi. Și eu sunt sigur că prin cărnicia celor văzut și nevăzut, știuților neștiuți, care de-a lungul acestor ani au trudit ca noi acum să ne bucurăm de aceste frumuseți, florile, copiii, oamenii. Vreau să-i mulțumesc, deci, Bunului Dumnezeu, că ieri ne întrebam, împreună cu președintele Consiliului Județean, împreună cu prefectul la o întâlnire, ce va fi mâine? Cineva spre domnule primar, cât o să fiți aici, mâine va fi frumos, că niciodată n-a plouat, niciodată n-a fost urât la Sinfonia la Lendă. N-am spus nimic, însă Dumnezeu ne-o protește, să ne închinăm, să ne ocrotească pe noi, românii, pe noi arteșenii,
pe noi pitoșenii, pe noi oameni. Și acum îmi face o plăcere deosebită și simt o onoare imensă și o greutate greu de echipuit, aceea de a fi cel puțin la înălțimea edițiilor trecute și o bază pentru edițiile viitoare, sigur, mai ridicate. Declar cu voia lui Dumnezeu deschisă a 33-a ediție a Sinfoniei La Lemelor, aprilie 2010, Pitești, Argeș, România. Manifestările organizate de Sinfonia La Lelelor au mai cuprins competiții sportive și spectacole. Ca element de noutate, a avut loc și o paradă a mașinilor de epocă în piața primăriei, eveniment organizat de Municipalitate și Automobil Clubul Român. În premieră, Sinfonia La Lelelor a fost transmisă în direct pe internet și a fost deschisă publicului și în noaptea de sâmbătă 17 aprilie spre duminică 18 aprilie. Bine ați venit pe Planeta Florii!